Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să deschidem chesturile. Avem aici două Silver Chest cu Gold, Hell Spirit și Skeleton Dragons. Încă un Silver Chest cu Gold, Hog Rider și Giant Snowball. Mai avem un Golden Chest care are 534 de Gold, Skeleton Dragons, Ice Spirit, Inferno Tower și 5 cutremure. Ok, mai avem aici un reward de 500 de gold plus un crown chest. Hai să vedem ce ne pică din crown chest. Avem 1100 și de gold, 4 gemuri, fire spirits, beți, un witch și 3 musketeers. Ok. Bun, și hai să începem cu un match de 1v1. După care vom juca la war. O să începem cu Valkyra din spate. Punem aici Tesla. Hai să dăm un Eros pe trupe. Nu uitați să vă abonați dacă vă plac episoadele mele și să apăsați pe butonul de like. Bun, trimitem Baby Dragon-ul. Și a avut Mega Knight-ul. Aveam impresia că și-a consumat mai mult elixir. Da, scăpăm acolo de Mega Knight. Nu avem suficient elixir pentru freeze și cred că mai bine așa. Hai să punem Valkyra aici. Scăpăm de mini P.E.K.K.A. și vom lua câteva hituri de la acel witch. Hai să trimitem și noi hog-ul. Bun. Da, și reușim să le galăm la damage pe turnul din dreapta. Și momentan vom sta în apărare. Vedem, trimitem o Baby Dragon-ul. Să pun aici mini P.E.K.K.A-ul. Sper să pun acei beți. Nu i-a pus. Scăpăm de Mega Knight. Dar din păcate n-ajunge Baby Dragon-ul pe turn. Și probabil va trimite Hog-ul acum. Nu? Nu trimite hog-ul. Da, spune din nou beții. Sper să ajungă. Da, ajunge Valkyra pe turn și îi mai dă un hit acolo. Punem Baby Dragon pe partea stângă, pentru că cu siguranță ne va ataca pe această parte. Oh, și da, n-a targetat pe hog, din păcate. Avem aici un Eros și cred că mă pune și freeze-ul. Nu l-am pus bine, trebuia să-l pun un pic mai în stânga. Da, și cred că vom pierde acest match. Dacă are rachetă sau ceva de genul. Un hit, dacă a reușit acel hog, era minunat. Ok. Spunem Tesla din nou aici. Și ce bine s-a dus acel Baby Dragon. Da, reușim victoria datorită lui. Cu puțin noroc. Hai să dăm drumul la chest și haide acum la war. Vedem că am primit și reward-ul de final de sezon. Din păcate este doar un chest de rank 2. Hai să vedem, poate totuși avem noroc și ne pică legendară. Avem aproape 8000 de gold, 6 goblin cage, avem elixir collector, avem firecracker,
Giant Snowball, Royal Delivery, Dark Prince, Trei Muschetieri și din păcate nu avem legendară. Mai avem 10 Witch. Ok, în total avem o grămadă de gold și hai să ne facem deck-ul pentru acest war. Să vedem, o să luăm Valkyra, Tesla, luăm și Fireball și Goblins, o să luăm și acest Knight, mai luăm Arrows, aș lua și Poison și nu prea avem ceva de atac așa mai rapid, dar cred că voi lua Mirror. Avem foarte multe spell-uri, putem să jucăm pe apărare. Hai să încercăm să încercăm așa. Ok, bun. O să începem cu Knight-ul din spate. Punem Goblin-ii în fața prințului. Și un poison aici. Da, war-ul acesta ne bazăm pe spell-uri. Nu, fără hit. Din păcate reușește un hit acel PK. Hai să vedem cum ne descurcăm cu defense-ul. Și scăpăm de cel mini PK. Bun, a pus acolo un prinț care îl vom scoate cu Knight-ul. E de level mai mare și nu l-am scos. Ok. Trebuie să dăm neapărat un Eros. Băi, ne va da o grămadă de damage acel PK. Ok. A avut noroc cu acel prinț care n-a murit și ne-a forțat să dăm acel Eros. Dăm aici un Fireball. Bun. Și trebuie să nu mai luăm damage deloc de acum încolo. Punem aici Tesla. Să pun și Poison-ul. Punem Goblins. Băi, și cum s-a dus direct pe Tesla acel prinț. Hai să vedem. Momentan am stat bine. O să ignorăm în partea stângă momentan. Nu se poate întâmpla mare lucru acolo. Stau aici un Fireball. Care a venit un pic prea devreme. Punem și Poison-ul. Ok. Stăm destul de bine momentan. Nu pe... direct în Valkyra s-a dus acel prinț. Hai să vedem aici cum vom rezista acestui atac cu Mega Knight și prinț. Mai punem un poison în față. Okay. Da, și ce bine au dat cei goblini acolo în PK. Punem o dată. Ok. Și intrăm în prelungiri. Punem din nou Poison.
punem Goblins aici. Punem și Knight-ul. Dăm aici un Fireball. Punem și Valkyra, mai punem o Valkyra. Și hai să vedem cum ce facem cu acest atac. Dar din păcate nu cred că vom reuși să dăm suficient damage acolo. Da, și pierdem acest match. Nu aveam efectiv ce să mai facem. Am trimis acolo toate spell-urile posibile. Asta e, n-a fost un deck inspirat. Am încercat să iau cărțile mai mari, dar n-a funcționat. Bun. Cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!